Și o să vă spun că rezultatele sunt foarte bune. Suntem la a doua săptămână deja. Ieri, echipa noastră a reușit să strângă 290 de semnături într-o oră și jumătate. Asta spune foarte multe despre dorința târgoviștenilor de a veni alături de noi în acest demers. Se simte nevoia de a impulsiona modernizarea orașului chiar și prin acest proiect. Se simte nevoia de a avea, într-adevăr, un stadion nou, o arenă nouă, ceva care să ne reprezinte și pe noi, ca târgoviștenii. Pot să vă spun că această campanie de strângere de semnături am declanșat-o din două motive. Primul motiv a fost acela de a atrage atenția primăriei și Consiliului Județean, de a-și onora angajamentele pe care le-au avut în campanie și în cei 3 ani care au trecut de atunci și, în același timp, de a reuși să capacităm cetățenii să-și înțeleagă, pe lângă valoarea votului, și implicarea civică pe care trebuie să o aibă. Atunci când un politician promite și nu-și respectă promisiunea, cetățeanul trebuie să reacționeze. Așa se va ajunge cu adevărat la normalizarea lucrurilor în această țară. Pentru că nu este suficient să vii să promiți într-o campanie electorală, 3 ani de zile să nu faci nimic referitor la acest subiect cu stadionul și ulterior să vii să spui o altă poveste, crezând că cetățenii o vor accepta. De aceea, continuăm această strângere de semnături. Cu siguranță o vom termina în timpul propus până la sfârșitul verii. Și cu siguranță, pe măsură ce vor evolua lucrurile, vom veni și vom prezenta ceea ce facem. Din punctul meu de vedere, cred că în urma acestei campanii vom ieși cu toții întăriți și cei din clasa politică vor înțelege mai bine că atunci când promit trebuie să-și facă și cetățenii, cu siguranță, își vor înțelege drepturile și forța pe care o are fiecare cetățean în parte, dacă se implică. Din punctul meu de vedere, am tot discutat în conferințe de presă și în emisiuni despre acest subiect. Momentan lucrăm foarte mult pe teren. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Câte semnături sunt în total? În total am ajuns la 1400. Și ce faceți cu ele? La sfârșit? Da. Mergem și cu cele 10.000 de semnături. O să le prezentăm și ulterior așteptăm ca, impulsionați de noi și de târgoviștieni, edilii noștri să reușească, așa cum am spus, având primărie PSD, Consiliul Județean PSD, Minister PSD și Guvern PSD, să reușească să obțină finanțarea pentru ceea ce au propus și ceea ce trebuie făcut. Este o promisiune care trebuie onorată. Reprezentanțele, le duceți la primărie sau? Le putem duce și la primărie. Prima oră să vi le prezentăm dumneavoastră. În cât timp v-ați propus? La sfârșitul verii, cu siguranță, pe 1 septembrie vom încheia această campanie. Poftim? Ba da, cu siguranță. Păi nu, stați puțin. Lucrăm cu echipe pe teren, dar avem și target către consilieri, membri și așa mai departe. Fiecare aduce independent. Umbră oamenii din casă în casă sau cum le strângeți? Nu, prin cartierele. Ieri au fost în micro 11 și micro 9. De exemplu. Două cartiere au fost acoperite ieri. Într-o oră și jumătate. Consilierii locali și județenii PNL fac demersurile administrative pentru acest proiect? Consilierii locali, cu siguranță, da. Ce? Nu am cerut suportul Consiliului Județean. Dar e o variantă, putem să cerem. Uite, ne-ați dat o idee. O să-i rugăm să ne ajute. Și ce am mai spus? Întrebați de demersurile administrative. Da. Mai puneți o altă întrebare. Am întrebat de demersurile administrative. Ce am mai fac? Ce anume fac cine? Consilierii locali. Și județenii, dar noștri locali. Au, știți foarte bine că au dat curs cererii primării de a vota pentru renovarea stadionului Eugen Popescu. Am dat votul acolo. Astfel încât Chindia să ajungă să joace și acasă. Cel puțin în retur, da? Știți cum, e doar o speranță. Se pare că nici măcar acea speranță nu se va îndeplini. Deci, din punctul nostru de vedere, administrativ am ajutat cât am putut de mult. Pe astfel încât Chindia să aibă o șansă în campionatul care urmează. Da, mulțumesc.